Oh, bună seara! Bună seara, o emoție foarte mare. Fac lucrul ăsta de vreo 30 de ani, dar e o emoție foarte mare. Mi-am făcut aici o listă de unde să încep. Mulțumesc că ați venit. Asta e cel mai important, că sunteți aici. Mai departe, o să țin un discurs care o să fie cel mai lung dintre discursurile celor 10-9 seri care urmează. Doar ca să lămurim niște lucruri. Doamnelor și domnilor, tot ceea ce se vede în jurul nostru, tot ce înseamnă acest proiect, este o propunere a Universității Politehnica Timișoara în cadrul programului Timișoara, Capitala Europeană a Culturii 2023. Mulțumesc foarte mult Universității Politehnica Timișoara pentru curajul ăsta absolut incredibil de a se arunca într-o aventură foarte interesantă. Suntem la începutul unui spectacol al dialogului care se întâmplă în felul ăsta, în atmosfera asta, la anvergura asta, pentru prima dată în România. S-au mai făcut lucruri asemănătoare, absolut onorabile, pentru care e normal să avem tot respectul și toată admirația, dar la nivelul ăsta este pentru prima dată când în afara unei televiziuni, în afara unei companii mari de producție, se întâmplă în România așa ceva. Lucrul ăsta a fost posibil la Timișoara, cu ajutorul Universității Politehnica Timișoara și al unei echipe fabuloase de entuziaști, cărora le mulțumesc foarte tare, pentru că mulțumesc, pentru că e absolut incredibil. Adică s-au întâmplat lucruri într-un timp foarte scurt, locul ăsta s-a amenajat într-un timp foarte scurt. Trebuie să le mulțumesc prietenilor de la Facultatea de Arhitectură, pentru că s-au mișcat absolut extraordinar și nu e un banc, nu e de complezență ce vă spun. Cu câteva ore în urmă, când am ajuns aici, Cristi Blidariu, decanul de la arhitectură, freca scările astea cu o cârpă, care zice că nu e ok cum arată și e impresionant nivelul ăsta de mobilizare, e impresionantă coeziunea asta și solidaritatea asta. Sunt impresionante aceste coeziune și solidaritate comunitare. E foarte frumos să vezi așa ceva. Le mulțumesc foarte tare prietenilor mei de la Play pentru eforturile minunate pe care le-au făcut, prietenilor de la 210, prietenilor de la HDV Studio, în general aceste echipe minunate de timișoareni care au avut entuziasmul ăsta să putem la ora asta să ne aflăm în locul ăsta și să trăim împreună acest moment. Cu toții știm pentru cine am venit în seara asta aici, dar vă invit să vedem un scurt film de prezentare a invitatului din seara asta. Doamnelor și domnilor, dirijorul Cristian Măcelaru. Da, s-a împlinit un vis. Bună seara! Bună seara! Familie cu 10 copii? Da. Cum e într-o familie cu 10 copii?
Exact cum ne putem imagina sau cum și-ar putea imagina cineva acest lucru, deoarece o familie întotdeauna ține foarte mult de o structură socială, într-un sens, pentru că fiecare are rolul lui sau al ei în această structură. De aceea, eu fiind cel mai mic din cei 10 copii, întotdeauna mă uitam la ceilalți frați și surori ale mele, la părinți, sigur, dar mă uitam dintr-o perspectivă de copil. Și plecând de acasă destul de fraged, ceea ce mi-aduc aminte de acasă este că întotdeauna m-am uitat la ceilalți din familie dintr-o perspectivă de copil. Te puneau să faci chestii, să fugi, după, să te duci la magazin, să... Sigur. Cu toții aveam responsabilități foarte importante, foarte bine definite. Una din responsabilitățile mele cele mai importante era când am îndeplinit câțiva ani deja, să fac focul. Să fac focul. Aveam un cazan în pivniță și făceam focul cu lemne și cu ce era necesar, deci nu mai țin minte exact, dar făceam focul pentru apă caldă, pentru încălzire și asta se făcea în fiecare dimineață și în fiecare seară. Iar asta era responsabilitatea mea. Poate de aceea am și plecat în America, nu țin minte. Mama ta, frații tăi, surorile tale sunt aici în primul rând. Da. Trebuie să spun lucrul ăsta. Cât sunt? Sunt 6-7 surori și frați? Aici, în seara aceasta, cred că suntem 18 în totalitate, pentru că s-au mai adăugat pe parcursul anilor. E o familie chiar foarte frumoasă și atunci se tot adaugă la această familie, care e un lucru extraordinar. Alții sunt plecați prin alte părți? Alții sunt plecați în alte părți, e adevărat, dar majoritatea locuiesc în Timișoara, încă și acum. Cum arată echilibru, Cristian, într-o familie de felul ăsta? Cum arată echilibru între frați și surori? Există paliere de putere sau există paliere de respect? Cum a fost la voi? Pentru mine, cel puțin, cel mai important lucru a fost exemplul pe care l-am văzut în tatăl meu din acest punct de vedere, pentru că el, felul în care s-a comportat toată viața vis-a-vis de mama mea, a fost exemplul cel mai profund în care, ca și băiat, am putut să înțeleg felul în care fiecare persoană dintr-o familie trebuie respectată. Și acest lucru a fost un exemplu extraordinar. Iar apoi, pe partea cealaltă, felul în care mama a răspuns acestei iubiri, acestei dragoste, ne-a învățat balanța din perspectiva cealaltă. Iar ce pot să spun este că a rămas și acum exemplul cel mai profund și cel mai viu, pentru că a învăța respectul e un lucru care nu se face atât de mult prin cuvinte, ci prin fapte, prin gest, prin felul în care ascultăm, ne ascultăm unul pe celălalt, iar acest lucru, învățându-l din familie, felul în care colaborăm anumite proiecte. E un lucru care și acum, având și eu doi copilași acum, cel mai bun mod prin care pot să le comunic ceva copiilor mei este să-i rog să mă ajute la un proiect, să-l facem împreună. Și atunci, fără să folosesc cuvinte, pot să-i învăț anumite concepte despre viață sau anumite idei despre respect, despre dragoste, despre societate, fără să trebuiască să le dau o lectură. Tu ai învățat asta în familie. Cine i-a învățat pe ai tăi tehnica asta? E o tehnică. E adevărat. Mă gândesc că din părinții lor și din ceea ce am observat, dar e un lucru foarte important, pentru că nu de fiecare dată, uitându-ne înapoi în generații, nu întotdeauna sunt numai exemple pozitive, dar cred că e important pentru toată lumea să învețe și din exemplele negative și să vadă care sunt lucrurile care se pot schimba din generație în generație. Am văzut la un moment dat, într-unul dintre interviurile pe care le-ai dat în România, ai povestit despre felul în care ai avut noroc în câteva situații, felul în care te-ai întâlnit cu oameni importanți, cu orchestre importante. Ce e foarte interesant e că de două ori sau de trei ori
ba chiar de 4 ori, spui m-am strecurat. Dar nu explici cum te-ai strecurat. Cum te-ai strecurat, de exemplu, să dirijezi orchestra de la Philadelphia? Folosești de 2 ori, în 2 fraze, m-am strecurat. Ce ai făcut? A ajunge în fața unei orchestre, ca și un context, spun acest lucru, niciodată nu este un drum direct. Dar există anumiți pași care trebuie făcuți. Și țin minte când eram student la Aspen, Aspen Institute of Music, când eram acolo student, vorbeam și a venit să ne vorbească clase de dirijat dirijorul Filarmonicii din New York, Alan Gilbert, atunci era. Și l-am întrebat, cum ajungi în New York? Cum se ajunge în New York? Și el ne-a răspuns foarte simplu, zice, sincer să fiu, nu știu, pentru că eu am avut noroc și prima orchestră pe care am dirijat-o a fost orchestra din Cincinnati, care este o orchestră foarte bună în America. Zice, și a fost prima orchestră, părinții lui cântau în orchestră în Filarmonica din New York, la vioară amândoi, și zice, am avut noroc, am ajuns acolo, zice, nu pot să vă ajut. Și noi cu toții ne-am gândit, zice, vai, dar ce ne-a lăsat așa, adică n-a dat niciun lucru direct în care să ne spună, mergeți acolo, trebuie să ajungeți la orchestra asta, vorbiți cu persoana cu tare. Și după aceea, după vreo 3 ani, s-a întâmplat acest lucru miraculos în care eu am ajuns în fața orchestrei din Philadelphia, dintr-o întâmplare, într-adevăr, de aceea m-am strecurat. Și întâmplarea care fusese, de fapt? Acolo, în Aspen, dirijorul și mentorul nostru ca profesor era David Zinman, un dirijor extraordinar, un profesor extraordinar, dar care avea preferații lui. Iar noi fiind 17 dirijori în fiecare an, în cei 2 ani în care am fost, din păcate eu n-am fost niciodată favorizat. Adică nu, la sfârșitul anului, adică la sfârșitul cursului de 9 săptămâni, el dădea un premiu la primii 3 dirijori care el îi considera că au în față o carieră extraordinară. Uh-huh. Și în nici unul din cei 2 ani n-am primit acest premiu, unul dintre cele 3 premii. Și de aceea m-am simțit puțin dezamăgit de faptul că, de fapt, e adevărat, era o clasă de 17 dirijori, dar era mai mult un concurs de 9 săptămâni, adică asidu, zi de zi, să demonstrezi ce știi, ce poți, cum te adaptezi orchestrei. Și la sfârșitul anului 2, când am terminat la vară, neștiind eu acest lucru, el a primit o scrisoare din partea orchestrei din Philadelphia și a spus, trimiteți-ne, vă rog frumos, numele dirijorilor tineri la care să ne uităm pentru postul de dirijor asistent, care este primul pas într-o carieră în dirijorat. Iar el a făcut o listă cu toți favoriții lui din ultimii 5 ani și a dat asistentului lui, a spus, zice, trimite, te rog, lista aceasta la Philadelphia. Iar asistentul lui s-a uitat pe listă și a văzut că numele meu nu era pe listă. Și atunci a făcut un lucru puțin ilegal și mi-a strecurat numele pe listă, fără să știe David Zinman. Aveai o relație bună cu asistentul? Nu, dar el uitându-se, fiind și el dirijor, uitându-se și a spus, nu mi se pare corect să nu pun numele tău pe listă. Mi-a spus după aceea. Iar lista a fost trimisă în Philadelphia. Cei din Philadelphia de la orchestră m-au contactat și au spus, am primit o listă, numele dumneavoastră e pe listă, vă rugăm, trimiteți-ne un video cu ce face dirijați dumneavoastră, să vedem. Eu am rămas șocat, pentru că am știut sigur că el nu mi-ar pune numele pe listă. Dar zic eu, na, ce s-a întâmplat? Am trimis un video, iar din cei 20 candidați pe care el i-a propus pe listă, am fost singurul invitat la orchestră. Ei, au mai fost alții invitați, dar nu din clasa lui de dirijat. Și când am ajuns în Philadelphia, au fost 8 candidați care au ajuns în faza finală, în care am avut 23 de minute pe scenă să dirijez orchestra. Și acum mi-aduc aminte ce a trebuit să dirijez, a fost prima parte din Sinfonia 5-a de Beethoven, a trebuit să dirijez o porțiune din Appalachian Spring de Copland, a trebuit să dirijez uvertura la Flautul Fermecat, iar ultima piesă era partea a patra din Sinfonia I-a de Brahms. Dar, cu un an înainte, orchestra din Philadelphia a scos un film, se numește Music from the Inside Out, un film documentar extraordinar despre cum funcționează o orchestră. Și filmul se termină așa.
Începe în cabina concertmaestrului, în care el se încălzește și dintr-o dată începe care este tema simfoniei. Și unul câte unul din toate celelalte încăperi vin muzicienii, se adună pe scenă și ajung și cântă împreună această temă extraordinară. Eu, știind acest film, la care m-am uitat de vreo 20 de ori, când ajung pe scenă, ajung la acest moment. Și nu pot să-mi imaginez că există ceva mai frumos în viață decât să fiu în mijlocul orchestrei în care cu toții se întâlnesc și văd și filmul în fața ochilor, văd și muzicienii și singurul lucru care am în inimă, mă gândesc, e cel mai frumos lucru care l-am trăit, nu cred că voi mai avea șansă să trăiesc acest lucru. Ce fac? N-a mai contat nimic altceva. N-a mai fost un concurs. A fost momentul meu să trăiesc acel moment împreună cu ei, așa cum l-am văzut în film. Iar ei, apoi am aflat, au remarcat acest lucru. Că nu are, de fapt, asta este esența dirijoratului. N-are nimic de a face cu gestul, are puțin de a face cu felul în care dirijorul se exprimă, dar are de a face cu felul în care dirijorul se conectează cu muzicienii care sunt pe scenă. Există o lume spirituală, spun acest lucru foarte des, există o lume spirituală care pentru mine se accesează prin muzică. Și cu cât reușesc să aduc muzicienii de pe scenă în această lume spirituală cu mine, cu atât acel moment se transformă în cel mai frumos lucru care există. E o chestie de stil, e o chestie de lucru care se pregătește cumva înainte. Stilul vestimentar e ceva. Stilul de a cânta e ceva. Stilul de a rezolva o problemă matematică e ceva. Stilul e prezent universal. Te-ai gândit dinainte la un stil, te-ai gândit să-ți construiești un stil. Când ai fost în fața orchestrei din Philadelphia, undeva în spatele minții tale exista o configurație chiar și incipientă a ideii de stil? Un alt profesor de-al meu, Larry Radcliffe, care mi-a fost profesorul meu de dirijat 8 ani de zile, țin minte, una din primele lecții de dirijat care mi le-a dat, mi-a spus așa, zice, în momentul când pășești pe scena de concert, trebuie să-ți aduci aminte de un lucru și trebuie să-l concretizezi în mintea ta. Zice, trebuie activ să iubești fiecare persoană cu care lucrezi. Și trebuie să îți pui acest lucru. Sigur, nu este posibil. Există conflicte peste tot în lume. Dar să știți că este un exercițiu extraordinar în momentul în care intri într-o încăpere și spui acest lucru, vorbești aceste cuvinte inimii tale și spui, iubesc pe toată lumea. Atitudinea mea față de acești oameni se schimbă complet. Și atitudinea lor va fi reflectată în felul în care eu mă comport. Cristian, unii sunt generoși, alții sunt meschini, alții sunt indiferenți, pismași, entuziaști, blazați, cu surgii, orgolioși. Muzicienii sunt ca noi toți, sunt oameni de toate felurile. Cum arată iubirea asta care se declanșează atunci? Într-un fel este, pentru mine este o înțelegere a exact acestor lucruri de care ați spus, de ce pot exista ele și cum pot să fac eu să ajut acești oameni să treacă peste aceste bariere care poate îi împiedică să se conecteze cu ceilalți muzicieni. De aceea rolul meu ca dirijor, în primul și în primul rând, este să ajut pe oameni să fie mai buni decât cred ei că pot fi. Orice ar exista. Prin a cânta la instrument, prin a se comporta cu ceilalți din jur. De exemplu, foarte simplu, mă duc la orchestră, pentru prima dată aud un muzician care are un solo în orchestră. Și în primele 10 secunde îmi dau seama că le va fi dificil să cânte acel pasaj, acea notă, acel lucru. Pentru că identific acest lucru, m-am antrenat ca să fac acest lucru. În loc să le spun, nu, aici trebuie să fie așa și așa și așa, dau anumite indicații care știu că pot ei să le facă, iar apoi îmi ajustez interpretarea mea ca să-i ajut pe ei să cânte într-un context care e benefic. Știi că te evaluează în timpul ăla? Știi că au mai văzut 10 de oameni ca tine în fața lor și în momentul ăla ești scanat,
ești văzut dincolo de haine, dincolo de structura anatomică, te studiază până în cele mai intime particule ale ființei tale? Te gândești la lucrul ăsta? Da, dar singurul lucru care mă ajută să trec peste acest obstacol, să nu mă împiedic în el, e faptul că absolut tot ceea ce fac este pur și foarte profund bazat în cunoștință, în a cunoaște. De fapt, ideea de a ști este ceea ce mă împinge înainte tot timpul. Există meșteșug în treaba asta? Există meșteșug pentru că atunci când ai încrederea în ceea ce cunoști că este adevărul, cunoști că ceea ce a scris Beethoven este ceea ce trebuie să fi scris Beethoven și înțelegi de ce ceea ce a scris Beethoven nu poate să fie altcumva, atunci ai și încrederea în care poți să le dai oamenilor acest sentiment. Pentru că muzicienii pe scenă vor să se simtă că au încredere să poată cânta cât mai bine. E momentul cel mai important când ei trebuie să vadă un lider care nu să le arate cum să meargă, nu, să fie cu ei și să continue fraza muzicală, să-i poarte pur și simplu. E un element atât de frumos, mai ales în operă, când compozitorii scriu porta la voce, care înseamnă să fie împreună cu vocea. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă să îl simți în același fel și să poți să ajungi în care nu mai există o persoană care împinge înainte și o persoană care urmează, ci fugim împreună. Îndrăznesc să te rog, puteți face un exercițiu? Sigur. Hai să ne imaginăm că publicul din sala asta e o orchestră. Ce le-i spune la prima întâlnire dacă ai avea de dirijat... Mă gândesc la ceva care ar putea să mângâie sufletul oricăruia dintre noi. Mă gândesc acum la Adagietto, Mahler, Sinfonia 5. Dacă ar trebui să dirijezi în fața acestei orchestre această bucată, non-tehnic, ce le-ai spune? În primul rând, le-aș spune, este pasajul pe care Mahler l-a scris, care este cel mai intim, pentru că este un secret pe care el a vrut să-l dea soției lui. Și acestui secret în care el încearcă toată viața, încearcă toată viața să-i spună cât de mult o iubește. Și ea nu a înțeles niciodată. De aceea este intim, este plin de dragoste, este din păcate tragic, dar în același timp trebuie interpretat cu optimism. Nu cu pesimism. Și acest pasaj trebuie gândit în așa fel. Și atunci aș spune, ca să merg puțin și către tehnic, aș spune apoi ce trebuie să avem grijă, exact cum un mesaj de dragoste trebuie primit, să avem grijă să ascultăm cele mai mici detalii care există. Iar apoi aș începe. Pentru că suntem la Mahler. Vorbesc foarte serios, mă gândisem să ajungem aici. Dar, într-un fel sau altul, o să aduc aminte că nu-i de ales. Tatăl tău s-a stins în perioada pandemiei și, într-un fel sau altul, reîntâlnirea ta cu tatăl tău și însoțirea de final a avut loc într-o întâlnire în care Mahler a fost cumva un intermediar. Da, e adevărat, dar merg puțin mai departe pentru că foarte sincer vorbesc și mă gândesc că și alți oameni au această experiență. Nu știu, dar nu am trăit-o niciodată până când nu a decedat tatăl meu. Și s-a întâmplat o coincidență extraordinară. În aceea zi în care a decedat tatăl meu, a decedat și tatăl unui prieten foarte apropiat al meu, Wynton Marsalis. În aceea zi și ne sunam reciproc când am aflat acest lucru. Și m-a șocat ceea ce mi-a spus Wynton când l-am sunat prima dată și i-am spus condoleanțe și a spus, după ce trece primul pas în care suferi, adevărul este că câteodată cu oameni extraordinari, cum a fost tatăl tău și cum a fost tatăl meu, după ce trec, te simți mai aproape de ei decât când erau în viață. Și nu pot să explic acest lucru, dar foarte sincer spun,
Nu există moment muzical în care să nu fie tatăl meu aici lângă mine. Nu există moment muzical. Pentru că este o lume care el a îndrăgit-o, o lume care eu am învățat-o de la el, prin ceea ce am văzut, felul în care el trăia muzica și iubea muzica, și cred că acest lucru mă aduce în acel... Când era în viață, nu era aici lângă mine. Dar acum este mai aproape de mine decât... Pentru că plecând de acasă la vârsta de 17 ani, majoritatea vieții am trăit-o pe un alt continent. Dar acum e lângă mine de fiecare dată. Când am bagheta în mână, e acolo. Nu pot să descriu sentimentul, dar e atât de o bucurie atât de profundă, care poate alți oameni o întâlnesc în alt fel. Dar acest lucru mă mângâie de fiecare dată. Și Mahler, da, e adevărat, mai ales într-o sinfonie cum e Sinfonia a treia de Mahler, sau cum sunt aceste compoziții care, cum a fost în Timișoara când a făcut Sinfonia a treia, e un element atât de profund în ceea ce a exprimat Mahler despre felul în care noi ca și oameni ne exprimăm, cum interacționăm unii cu ceilalți, sunetele pe care le auzim, pentru că o compoziție de Mahler este un univers întreg, absolut. Ei, poate că din acest motiv, toate aceste elemente revin imediat, ne revin imediat în memorie și atunci ne simțim atât de aproape unii de ceilalți. Poate acesta este ceea ce a vrut Mahler, de fapt, să scrie. Ai făcut în repetate rânduri o legătură în interviurile pe care le-ai acordat între artă și natură. Ai vorbit foarte mult despre structurile sublime ale artei și despre structurile sublime și surprinzătoare ale naturii. E o chestie pe care ai studiat-o sau ai descoperit-o? E ceva care te-a inspirat să te exprimi în sensul ăsta sau e ceva ce ai descoperit? Cel mai simplu răspuns cred că ar fi că e un lucru care l-am descoperit când îl studiam. Pentru că studiul e foarte necesar. Fără studiu nu putem descoperi aceste mistere ale universului, zic eu. Pentru că toate lucrurile au de a face cu o formă, așa cum ai spus, cu o structură care este foarte elegantă. Iar această eleganță trebuie descoperită, dar se descoperă numai atunci când o căutăm. Și de multe ori, ceea ce descoperim nu este ceea ce căutăm. De aceea trebuie căutatul să fie de fapt un univers în sine care este deschis. Nu are neapărat... De aceea eu când studiez muzica și vorbesc foarte des cu studenții care vin la masterclass-urile pe care le țin și le spun foarte des, nu căutați să găsiți răspunsul la această întrebare în această sinfonie. Încercați să învățați muzica în general. Pentru că atunci ceea ce ați învățat în Beethoven vă va da răspunsul la ceea ce e necesar în Mahler și viceversa. De fapt, muzica și arta în sine, eu o văd ca o coloană de sunet care continuă de când au existat sunete în univers. Nu s-a micșorat, ci nu mai continuă să crească. Și cu tot ceea ce creăm noi, că este un concert, că este o compoziție, că este o pictură, contribuim acestei coloane extraordinare, iar apoi noi, conectându-ne acestei coloane, de fapt, înțelegem ceea ce trebuie să înțelegem prin artă, prin muzică. Și pentru mine, a descoperi de fapt, ceea ce se înțelege în această coloană implică și faptul că trebuie să studiezi, să ajungi acolo. În sala de concert, intri într-o convenție. Accepți faptul că se face întuneric, spectacolul în general are ceva de a face cu dispariția luminii. Spectacolul teatral are de a face cu lucrul ăsta, spectacolul simfonic are de a face cu modelarea luminii. Intri într-o convenție. Acasă intrăm foarte greu în convenția asta. Mă mut acum, realmente mă mut în public. Mărturisesc că sunt un ascultător împătimit de muzică, dar știu ascultători împătimiți care au renunțat la patima asta pentru că a câștigat lumea din afara lor. În sala de concert ești silit, într-un fel sau altul, să stai cu minte
Și dacă ai noroc în ziua cu pricina, intri și în vibrația aia, în atmosfera aia. Acasă nu te silește nimic să faci lucrul ăsta. Ce ar trebui făcut să recâștigăm acasă dorința asta de a asculta muzică, nu ca un fond sonor a ceea ce facem, ci de a asculta muzică? Eu cred că răspunsul e foarte simplu. Arta în sine, în totalitate, experiența pe care noi o avem când ascultăm o simfonie, ține foarte mult de ceea ce aducem noi când ascultăm acea simfonie. John Cage a fost compozitorul care a spus: dacă nu vă place o lucrare muzicală, înseamnă că nu ați ascultat-o destul. Pentru că o frumusețe care se poate descoperi în artă, în orice fel, există un element care trebuie descoperit. Iar ceea ce aducem noi, cunoștințele pe care le avem noi, experiențele de viață pe care le aducem noi, vor defini experiența pe care o avem, că e în sala de concert, că e pe un disc acasă. Mi se întâmplă chiar foarte des să ascult o compoziție acasă, pentru că încerc să mă documentez despre o anumită interpretare sau alta, iar un moment muzical din acea compoziție să-mi aduc aminte despre o altă compoziție care imediat îmi aduce aminte de experiențe pe care le-am avut și opresc înregistrarea, mă duc la cealaltă și opresc aia mi-aduce aminte de altceva și tot sar până când ajung la un moment în care sunt complet copleșit de această frumusețe. Și foarte rar mi se întâmplă să ascult o înregistrare de la început la sfârșit. Sincer vorbesc. Pentru că atât de mult din aceste gesturi muzicale care le descoper, care le ascult, îmi aduc aminte de oameni reali, de memorii reale și atunci vreau să retrăiesc un univers întreg. Nu numai o singură conversație. Nu mi-i ajuți foarte tare să asculte muzica acasă într-o stare de liniște și de cumințenie, așa. Mi-i ajut să schimbe discul, să schimbe postul, să... Există o strategie pentru chestia asta? Nu, e pur și simplu o improvizație. Mm-hmm. Pentru că câteodată ascult Bach, să zicem, ascult Mateus Passion și ajung la una din arii care mi-aduce minte de fapt, asta e puțin, mi-aduc aminte de paralela pe care Bach vrea să o facă cu alt compozitor sau care alt compozitor vrea să facă referință la ceea ce a scris Bach. Ia să mă duc acum să ascult cum înțeleg acum ceea ce altcineva a spus despre Bach. Și tot așa sărind din asta pom în pom. Asta o faci tu în interiorul meseriei. Ce face oricare dintre noi care ar trebui să descopere sau să redescopere farmecul ăsta absolut de neexprimat al muzicii simfonice? Să apese play. E foarte simplu. Asta este farmecul muzicii. Pentru că muzica ne întâlnește pe fiecare unde suntem. Cu cât cunoaște mai mult, cu cât știm mai mult, cu atât devine mai profundă. E o problemă de cunoaștere muzică? Înțelegerea și frumusețea care se poate descoperi în muzică devine mai profundă cu cunoașterea pe care o avem. Dar la început, băiatului meu de 12 ani, prima dată când a auzit Sinfonia a 6-a de Tchaikovsky, l-am întrebat după concert: ți-a plăcut? Și răspunsul lui a fost: wow, that really rocked my world. Ei, pentru că prima dată când a ascultat acea simfonie a fost destul să lase o impresie extraordinară. Există compoziții de acest fel. Există. Cum e Sinfonia a 6-a de Tchaikovsky sau a 5-a de Beethoven sau a 5-a de Mahler. Există compoziții de acest fel. Dar există și compoziții care sunt subtile, sunt extraordinar de sofisticate și care prin cunoștință se va ajunge la o profunzime mult deasupra unei experiențe de prima dată. Când acumulezi și începi să cunoști, te poți bloca în cunoaștere. Poți să rămâi cineva blocat în cunoaștere și să asculți cunoașterea de fiecare dată. Să asculți propria ta admirație față de tine și nu muzica pe care o asculți. Să te asculți pe tine cunoscătorul și nu să-l asculți pe Mahler, de adevăratele care se aude din difuzoare, sau pe Beethoven, sau pe Haydn.
E și asta un moment. Antidotul meu la acest lucru, pentru că nu vreau să ajung în acel punct, din totdeauna ceea ce mi-am dorit este să fiu avocatul compozitorului cel mai puternic. Nu mă refer doar la tine, mă refer la noi toți. Cu noi toți se poate întâmpla. E adevărat. E adevărat. Dar din punctul meu de vedere, pentru mine, răspunsul la această problemă este să găsesc acea voce a lui Beethoven. Ce mă interesează este ce a spus Beethoven. Pentru că un compozitor este un artist care poate are curajul cel mai mare dintre toți artiștii. Pentru că un compozitor își ia experiențele de o viață, își ia sentimentele cele mai intime, cele mai profunde și mi le dă mie. Și eu să le tratez cu indiferență? Cum e posibil așa ceva? Trebuie în același fel să le primesc cum sunt dăruite. Și atunci pot ca să le înțeleg profunzimea. Iar dacă acest lucru necesită o viață întreagă, ții minte Scholti, marele dirijor, Scholti spunea la vârsta de 60 de ani, zice, dirijez Beethoven la vârsta de 60 de ani și parcă nici nu am început să-l înțeleg. După ani de zile. Și un lucru foarte interesant, după ce a decedat, Lady Valerie Scholti a donat toate partiturile lui unei biblioteci. Și am fost în bibliotecă să văd, în Connecticut. Și m-am uitat, de fiecare dată când a dirijat Sinfonia a V-a de Beethoven, a cumpărat o altă partitură. Și sunt zeci de partituri numai din Sinfonia a V-a de Beethoven. Oare nu a putut să folosească aceeași partitură? Nu, dar a căuta să înțelegi este de fapt esența cea mai profundă pentru a putea înțelege. S-ar putea să fie o comparație cumva trivială, dar dirijorul într-o foarte mare măsură a idoma antrenorului din fotbal, a idoma antrenorului oricărui tip de joc de echipă, a idoma regizorului de film sau de teatru. E cineva care trebuie să capteze atenție, e cineva care trebuie să seducă un număr mare de oameni. Mă gândesc acum la numele alea pe care le știm cu toții, la aparițiile alea carismatice, la Leonard Bernstein, la von Karajan, la Furtwängler, la Celibidache. Era suficient, mai ales în atâtea filmări cu Celibidache, în care e suficient, indiferent cât de bine sau cât de mai puțin bine cântă cineva, Celibidache are ceva de spus. Are ceva de corectat, sau dacă nu de corectat, are ceva de povestit. Și întotdeauna atrage atenția că trebuie să avem răbdare, că trebuie să fie un tempo mai redus, că trebuie să ne ascultăm. E strategia lui Celibidache. Care e strategia ta din punctul ăsta de vedere? Pentru că există și, nu neapărat un examen, ci există un soi de date de spectacol ale carismei când te întâlnești cu orchestră. Strategia mea de moment, pentru că totuși sper o viață înainte, strategia mea de moment este să găsesc modalitatea în care să, într-adevăr, să dau posibilitatea fiecărui muzician să își atingă potențialul. Pentru că, pentru mine cel puțin, poate nu cunosc destul încă, dar pentru mine o orchestră în care fiecare muzician e în acea zonă de confort în care poate să își atingă potențialul, e un concert mult mai de reușită decât orice interpretare la care m-aș putea gândi eu. Pentru că sunt atât de inspirat de anumite gesturi pe care le aud în diferite orchestre pe care le dirijez, iar aceste gesturi muzicale de fapt definesc interpretarea pe care o dau. Eu, sincer vorbesc, îl scot pe Cristian Măcelaru din imagine complet când mă gândesc la interpretare. Devine înțelegerea mea față de ceea ce a vrut compozitorul să spună și cum pot să îi conving pe muzicieni să înțeleagă același lucru. Iar apoi să am încredere în ei că ei vor adăuga acea experiență de viață necesară. Sunt chestii omenești în situația asta. Întâlnești oameni pe care îi știi și sunt antipatici de mai demult,
sunt oameni care pun o barieră între privirea ta și a lor, pun un filtru, sunt oameni care te sorb din priviri, sunt oameni care te susțin de la bun început, intru iar în comparația asta trivială cu fotbalul, joacă pentru antrenor, cântă pentru dirijor în situația asta, dar sunt și oameni care sunt antipatici. Cum faci? Treci peste acel moment. Cu oamenii care sunt antipatici, în primul și în primul rând, trebuie a iubi pe cineva este un lucru care trebuie să-l spui. Cuvintele au putere foarte mare. Și a spune în mine, în momentul în care intru într-o încăpere, a spune tuturor oamenilor, vă iubesc. Se transformă felul în care aud oamenii. Aș sugera tuturor oamenilor să facă această experiență. Când intră într-o încăpere, într-o sală de cursuri, într-un restaurant, să se uite la toți oamenii, că e la fel ca și pe scenă, și să spună, vă iubesc. Să spună înăuntru. Într-un restaurant e mai ușor. A, depinde ce restaurant. Așa e drept. Dar e un exercițiu necesar. E un exercițiu necesar. Și pentru mine, deoarece interpretarea nu se bazează pe ceea ce cred eu că Cristian Măcelaru vrea să facă. Dar pe ce? Pe ceea ce își dorește compozitorul. Și atunci nu mă deranjează pe mine, ci îl deranjează pe compozitor. Și felul în care mă exprim orchestrei... Cu toții știu... avem o problemă cu ce a vrut să spună autorul. Cu toții avem o problemă. Întrebarea e, de unde știi ce a vrut să spună compozitorul? Ei, din cunoaștere. Și pentru mine, această cunoaștere se bazează în primul și în primul rând în a găsi consistența fiecărui compozitor în compozițiile lor. De aceea când dirigez o sinfonie de Brahms, nu mă uit la sinfonia de Brahms, mă uit la tot ceea ce a scris Brahms. Muzicienii din orchestră simt că știi? Cred și sper că e o diferență enormă între a cânta cu un dirijor care cunoaște limbajul lui Brahms sau un dirijor care s-a uitat numai la acea sinfonie pentru prima dată. Deci contează enorm bagajul cu care te duci în fața unei orchestre. Da, pentru că în momentul în care există acel bagaj, nu trebuie nici să-l justifici și nu trebuie nici să-l scoți în evidență. El vorbește foarte, foarte puternic. Din momentul în care Seiji Ozawa era așa, în momentul în care pășea pe scenă, știai ritmul concertului. Pentru că avea felul în care înțelegea muzica și felul în care trăia compozitorul. Dar sunt și dirijori care au bagajele astea ca niște cufere mari și le împing pe ele întâi în față. Intră cuferele întâi și după aia apar ei. Da, pentru că fiecare om are concepte diferite. Și sunt culturi diferite care așteaptă lucruri diferite de la dirijori. De exemplu, ceea ce se așteaptă în Germania de la un dirijor este complet inacceptabil în America. Ce se așteaptă în Germania? În Germania se așteaptă o putere foarte directă, autoritară, să se spună așa se cântă. Ceea ce în America este inacceptabil. Ce se acceptă în America? În America se găsește o modalitate în care să dai un compliment frumos, poate câteodată ascuns, poate câteodată mai direct, mai nedirect, și să încerci să găsești oarecum să faci să nu pui prea mare focus pe o singură persoană în orchestră. Pentru că atunci vei fi criticat că ai deranjat o persoană din orchestră. Sunt orchestre în America în care n-ai voie să te adresezi unei singure persoane. Trebuie să faci o chestie generalizată, în care să spui, cu toții ar trebui să cântăm mai curat. Uh-huh. Intonația să fie mai bună, în loc să spui clarinetul 2, acel fa dieze, prea sus. Nu e o chestie de bine sau de rău, e de cum e la unii și cum e la alții. Exact. E ceea ce este acceptabil în societate. Cum e la orchestra mare, orchestra franceză pe care o conduci? Amândouă. În Franța e și așa și așa, pentru că în Franța e necesar de negociat extraordinar de mult, dar într-un final ei își doresc tare mult să fie cineva care să spună, nu, așa vom face. Și atunci cu toții sunt fericiți, dar trebuie să-i las să vorbească înainte. E foarte interesant că... Vorbesc mult? Da, se vorbește foarte mult. Adică au păreri. Da, dar să știți că e un lucru care ține de creativitate.
foarte mult, pentru că în Franța, bine, vorbesc din dragoste acest lucru, pentru că evident, îmi sunt foarte dragi, fără discuție, că, dar în Franța, în cultura lor, întotdeauna se discută absolut toate opțiunile posibile. Și mi-a luat puțin timp ca să înțeleg acest lucru, pentru că credeam că ei vor să mă confrunte într-un fel. Dar apoi am înțeles, când mă duc într-o întâlnire, când avem o discuție, poate chiar și la repetiție, stau și aștept. Și fiecare spune, nu, aici ar trebui așa, nu. Păi stai că eu am așa, eu așa, și eu stau și aștept. Și număr până la 30 sau la 40 în minte de secunde, după care spun, ok, mulțumesc, aici vom face așa. Și toată lumea spune, a, extraordinar, maestre. Pentru că asta este cultura. În Germania nu e așa. În Germania, dacă eu mă opresc și nu spun nimic, nimeni nu spune nimic. Și atunci le spun direct, așa vom face. Și îi spun, perfect. Și atunci trebuie înțeleasă fiecare cultură și fiecare... De fapt, nu numai cultura țării în sine, dar cultura orchestrei. Pentru că ceea ce spun orchestrii din Philadelphia nu ține numai de o cultură americană, ține de cultura orchestrei și cu ce sunt obișnuiți ei. Iar Philadelphia, citeam odată într-o carte în Ben-Hur, e un capitol întreg în care e o descriere cum se antrenează niște cai de rasă pură, extraordinar. Și se vorbea despre faptul în care un cal de rasă pură extraordinară nu trebuie bătut, trebuie încurajat. Și trebuie numai să-i dai voie să meargă înainte, nu să-l ții înapoi sau să-l obligi. Trebuie numai să dai voie să meargă înainte. Și Philadelphia este exact așa. Te simți uneori ca un dresor? Da. Și o orchestră, pentru că se vorbește mult comparativ, oamenii spun, a, orchestra asta e ca un Rolls Royce sau ca un Lamborghini. Eu spun că nu, este ca un cal de rasă extraordinară. Pentru că un cal niciodată, dacă vine groapa, nu va sări, dar mașina nu se oprește. Dacă tu nu ești atent ca și șofer, dacă tu ca și călăreț nu ești atent, calul nu, deci nu sare. Deci orchestrele se comportă cum se comportă un public. Noi de foarte multe ori spunem, fără să spunem ceva urât în asta, spunem că publicul e un animal complicat. Când spunem un animal complicat, nu ne referim la noțiunea depreciativă, nici n-ar trebui să avem așa ceva, ci la o ființă complicată. Publicul este o ființă complicată. Așa poate fi și o orchestră, o ființă complicată și foarte diferită complexă de cealaltă ființă complicată. Absolut, absolut complexă și care se schimbă cu timpul. Care se schimbă pentru că oamenii din orchestră vin, pleacă, ies la pensie, noi membrii vin în orchestră și atunci se schimbă toată dinamica complet. Cu schimbarea de generații se schimbă în continuu. Iar faptul că acum, de exemplu, majoritatea orchestrelor sunt foarte internaționale, pentru că vin de... toate aceste lucruri încep să aibă un conflict extraordinar, sunt discuții care probabil nu se întâmplau niciodată în Franța înainte. Reluăm subiectul ăsta pentru că e foarte interesant. Nu trebuie să uit faptul că ne bucurăm în întâlnirile astea, în toate cele 10 întâlniri pe care le vom avea aici la Timișoara, cu români care au făcut lucruri excepționale în alte culturi, dar și în cultura română, și o să revenim și la ideea asta. Ne bucurăm de participarea unui grup muzical. Eu mă bucur foarte tare că i-am prins. În fiecare seară ne vor cânta o compoziție. E vorba despre Radu Vâlcu Quintet. Dar au pregătit ceva evident și pentru seara asta. Piesa se cheamă Rain și dacă ei sunt gata, o să-i ascultăm cu tot dragul, chiar dacă primele rânduri, dar chiar și rândurile mai din spate n-au acces vizual la ei, la scena aia de deasupra, o să-i vedem pe ecrane. Radu Vâlcu Quintet.
Mulțumim frumos! Ei sunt Radu Vâlcu Quintet, Radu Vâlcu la chitară, Horia Constantinescu la pian, Alexandru Anastasiu la vibrafon și Anthony Gutierrez la tobe. Și au și ei emoțiile lor, cum avem și noi emoțiile noastre, acum la început. Dar până una alta lucrurile au mers foarte bine, am rămas la Orchestra Internațională. Cu lume foarte diferită, cu lume de nații diferite, cu lume de culturi diferite. E vorba despre mutarea asta dintr-o cultură într-o altă cultură și baza, gândul nostru esențial de la care am pornit ideea acestor întâlniri e cum e să pleci să te formezi într-o cultură și să te manifesti într-o cu totul și cu totul altă cultură, când de fapt descoperi că te manifesti într-o pluralitate de culturi, nu doar într-una singură. Cum e, Cristian? Eu cred că lecțiile cele mai bune pentru a mă pregăti pentru acest lucru au fost cele din Timișoara. Pentru că Timișoara întotdeauna a fost un oraș multicultural, în care multe culturi au trăit împreună și s-au influențat reciproc foarte mult. Iar acest lucru, un lucru pe care noi, timișorenii, e în subconștientul nostru. Și atunci cred că m-au ajutat pe mine să pot să ajung într-o lume care e bazată în acest concept. Pentru că o orchestră, având la bază oameni din culturi diferite, compozitori din culturi diferite, soliști, dirijori care întâlnești, un public care vine din culturi diferite în Paris și în Berlin, peste tot, majoritatea oamenilor din sală sau mulți oameni din sală sunt vizitatori, sunt turiști care vin să audă această orchestră. Ei, ceea ce aduce fiecare persoană din public la un concert definește, de fapt, acel concert. Pentru că experiența, eu simt foarte clar intensitatea cu care publicul ascultă concertul. Îl simt pe scenă. Cum? Mă inspiră. Mă inspiră. De aceea a fost atât de greu să facem concerte fără public în timpul pandemiei. Și poate, din punct de vedere tehnic, unele erau mai ușor de realizat, poate erau mai perfecte, dar acea conexie cu o altă persoană este, de fapt, motivul pentru care noi am creat arta, ca și oameni. Pentru că am vrut să exprimăm ceva ca altcineva să aprecieze. E ceea ce spune Enescu. Am spus acest lucru de un milion de ori. Cum a spus Enescu, în artă, în cultură, în muzică, nimic nu este al tău până când nu îl dăruiești altcuiva. Iar acest punct de exchange, de schimb, definește arta în sine. Transformă acel sunet în artă, îl transformă într-o simfonie. Nu mai este un sunet simplu, este un univers întreg. Ce faci când destinatarul își bate joc? Poate fără să știe, pur și simplu. Sau nesocotește. Sau e indiferent la darul pe care îl faci. Mă bucur că l-a auzit măcar. Chiar dacă nu l-a primit. Sau dacă nici nu vrea să-l audă, sper mâine să fie o zi diferită. Dar pentru mine, dacă pot în viață să dăruiesc ceva și cineva nu primește, nu este pierderea mea. E pierderea celui care nu l-a primit. Am o prietenă foarte bună și uneori când mâncăm împreună, când gătesc și vine împreună cu soțul ei, are următorul text. Păi bine, mă, la ingredientele astea ce poți să greșești? Am înțeles, ai pus, ce poți să greșești în chestia asta? Adică de fiecare dată mă gândesc la faptul că exact același lucru se spune și despre regizori, și despre dirijori. Ești în fața orchestrei din Philadelphia, în fața Orchestrei Naționale a Franței, ești în fața orchestrei de la Köln. Astea sunt niște mari instituții. Sună dumnezeiesc. Dacă ar fi prietena mea, ar spune, păi bine, mă, te pui în fața lor și aia sună, că așa e orchestra aia acolo. Ce mai faci? Cum poți să dai greș?
Tocmai asta este misterul, pentru că mulți muzicieni spun același lucru despre dirijori. Spun cât de greu poate să fie că dai așa din mâini și e simfonia. Asta trebuie să mărturisesc uneori, uneori, în seri mai târzii, după întâlniri cu prieteni când ei pleacă acasă și eu dirijez simfonia. Dar asta este chiar un lucru extraordinar, pentru că dacă ar fi să luăm fiecare muzician din fiecare orchestră și să le spunem, descrieți-ne dirijorul perfect. Nu ar fi o idee comună. Dar în momentul în care văd un dirijor extraordinar, cu toții îl recunosc. Nu pot să descriu acest lucru, pentru că a dirija la un nivel în care poți să aduci aceste orchestre la un numitor comun și să-i convingi să vină cu tine în această călătorie care este muzica sau seara aceea, nu ține atât de mult de gest. Nu există doi dirijori extraordinari care arată la fel. Dacă ne uităm la Abado, la Karajan, la Furtwängler, celebrita, nu arată la fel, dar cu toții au același lucru în comun. Reușesc să aibă o precizie extraordinară față de convingerea cu care ei interpretează muzica. Iar muzicienii răspund acestei puteri enorme. Țin minte, pentru prima dată când am cântat cu un dirijor extraordinar, nu uit niciodată, Sinfonia a 11-a de Shostakovici. Și a fost cu Larry Radcliffe, care apoi mi-a devenit profesor de dirijat, la Interlaken, când aveam 18 ani. Și țin minte, după prima repetiție, nu am putut să respir. Pentru că a luat totul din mine așa. Nu, n-a mai existat, păi lasă că eu... Că... Nu, a venit și când a dirijat totul, am dat absolut totul. Și atunci am spus, asta este dirijatul, asta este dirijatul. Adresăm felul ăsta de întâlniri atât publicului pe care ne bucurăm să-l avem aici, e un public foarte divers, dar ne interesează foarte tare și prezența studenților din toate universitățile din Timișoara. La ora asta, nu doar studenți, nu doar lumea foarte tânără, mulți dintre noi am uitat în fundament noțiunea de proces, noțiunea de ajungere de undeva în alt loc printr-un proces. Un proces de construcție interioară, un proces de edificare a unei lumi interioare. Uităm pentru că există o presiune teribilă a lumii din jurul nostru. Și nu arunc acum responsabilități în stânga și în dreapta. E un fenomen general. Uităm de viața noastră interioară, de cine suntem noi pe dinăuntru și de faptul că orice meserie am face, ea este un proces. E un proces de învățare. Și învățarea nu mai e sexy. Învățarea nu mai e interesantă. Învățarea consumă timp. Iar timpul acum e ceva extrem de prețios. Obsesia e lovitura rapidă, obsesia e ajungerea rapidă, găselnița. Găselnița e un act creativ în esența ei, asta e categoric. Dar e doar o găselniță, nu e un proces. Ce ar trebui să știe lumea mai tânără sau poate mai puțin tânără despre ideea asta de proces, care nu aduce neapărat bani repede, nu aduce recunoaștere repede, nu aduce putere repede, dacă vreo unii dintre noi căutăm putere, nu aduce nimic, aduce doar un tip de acumulare care s-ar putea să nu dea un rezultat. Am rămas foarte mirat odată. Eram în prezența unui dirijor pe care l-am admirat toată viața, un dirijor vârful vârfurilor. Și eram în prezența lui și am rămas extraordinar de mirat cât de supărat era și de nefericit, pentru că muzicienii din orchestra lui, o orchestră de vârf, îl apreciaseră pe alt dirijor care dirijase săptămâna precedentă, mai mult decât pe el. Și din această întâlnire am luat o lecție în care am spus, dacă îmi bazez fericirea pe ceea ce îmi dau alții, niciodată nu voi fi fericit. Voi fi dezamăgit continuu. Pentru că nu pot să dau cel mai important controlul cel mai important din viața mea, să las în mâna altuia, să-mi dea înapoi. De aceea, pentru mine, din punct de vedere profesional, și chiar trăiesc acest lucru, nu mă uit la succesul de carieră care să fie apoi egal cu fericirea artistică.
Pentru că pentru mine fericirea artistică o găsesc în momentul în care mă uit la o partitură de Bach și nu pot să găsesc că există ceva mai frumos. Acea perfecțiune completă din toate punctele de vedere. Deci nu trăiești gelozia asta a... Cum să spun? Pentru că, la urma urmei, e chiar o relație de un anumit tip de erotism între artiști, între o orchestră și un dirijor. Și dacă erotismul ăsta a fost la un palier mai înalt cu un alt dirijor, evident că apare o formă de gelozie. Sigur. Dar eu încerc, pentru că toate aceste lucruri pot fi, toate aceste sentimente pot fi eliminate printr-o gândire foarte logică. Și eu spun așa, mai ales și orchestrele unde sunt director, apreciază foarte mult acest lucru, pentru că am spus celor cu care lucrez, care invită dirijorii, care așa le-am spus, zic eu, cel mai important lucru pentru mine ca director este să identificăm dirijori care sunt mai buni ca mine, pentru că în total eu voi avea o orchestră mai bună. E foarte important să ai acest concept. Și atunci aceste lucruri săptămânale sau care se întâmplă într-o zi, trec foarte repede. Trec foarte repede. Nu e ușor să faci lucrul ăsta, nu e ușor deloc. E mai ușor atunci când nu te pui pe tine în prim plan și ai interesul orchestrei, ai interesul compozitorului, ai interesul artei în sine și a culturii, a publicului, iar apoi cine ești tu și ce-ți dorești tu ca să faci ca și om, devine foarte micuț. Și atunci când e rănit acel ego, pentru că n-are cum să nu fie rănit, acel eu, nu doare așa tare, pentru că e foarte micuț. În muzică trebuie să exersezi. Muzica e o problemă de foarte multe ore, uneori de exersat. Deși sunt mari dirijori, mari muzicieni care spun, potoliți-vă cu prostia asta de 8 ore de lucru, fă 3 ore de adevăratele și restul du-te și vezi de viața ta. Sunt alții care spun că sunt 8 ore necesare, alții spun că sunt 10. Asta depinde de natura fiecăruia dintre noi. Pe de altă parte, ce le spui muzicienilor tineri care sunt în fața acestui zid? E un zid, e o încercare uriașă să găsești satisfacție în caracterul repetitiv al unei chestii care sună aparent la fel. Ce le spui? Dacă sună aparent la fel, înseamnă că studiază ceea ce nu trebuie. Foarte clar. Asta e un lucru care l-am învățat de la marele violonist Joshua Bell. Când am făcut un masterclass cu el și primul lucru care a spus, Cristian, când studiezi, dacă sună bine, nu studiezi ce trebuie. Și atunci studiul devine foarte interesant, pentru că studiul... Deci cum? Când studiezi... Dacă sună bine, nu studiezi ce trebuie. Da, pentru că dacă noi cântăm numai ce sună bine, sigur sunt pasaje care nu sună bine. Și cu toții, tuturor, ne e frică de acele pasaje care nu sună bine. Dar dacă... E adevărat, e ființa umană, suntem programați în așa fel. Dar ce trebuie să facem este să transformăm ideea dintr-o problemă în a găsi o soluție. Dacă elementul în care ne uităm la viață întotdeauna este, ok, hai să știm problema, hai să găsim soluția înainte și după aceea identificăm problema sau de unde a început problema. Dar hai acum să găsim soluția. La fel și studiatul. În momentul în care studiul devine un lucru care nu e repetitiv așa fără minte, ci devine un lucru care identifici, stai puțin, aici sună fals de ce? Păi mâna trebuia să fie așa. Sau aici sună fals, zic, lucrez foarte mult și unul dintre soliștii pe care îi apreciez cel mai mult e Augustin Hadelich, și cu violonistul Augustin Hadelich. Și cu el e extraordinar. De fiecare dată când lucrez cu el, mă uit fascinat la el, pentru că absolut tot ceea ce face, el l-a calculat. Și când studiază, când l-aud cum studiază, niciodată nu e o chestie repetitivă în care... Nu, e totul calculat, pac, 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 ei, și când intră pe scenă e extraordinar. Deci poate să iasă catifeaua aia minunată pe care o auzim noi, poate să iasă din studiu, doar din mecanica studiului? Nu poate ieși din altceva. Pentru că a face acea catifea necesită o tehnică superbă. Fără o tehnică superbă, acea catifia e numai impresia ta ca și interpret. Și talentul? Talentul, cum spunea Enescu, e 5%.
Talentul e oportunitatea de a cânta la instrument. Acela e talentul. Și oportunitatea de a fi avut oameni în viață care te-au împins către o cunoaștere mai profundă. Acela e, de fapt, un har. Nu e atât de mult un lucru care trece dincolo de studiu. Pentru că nu, studiul este ceea ce te ajută să poți să pui în practică acele idealuri la care visezi. Și e un lucru foarte practic, foarte direct. O să îndrăznesc să îi rog pe... Rugămintea se adresează exclusiv studenților, nu publicului din sală, ci doar studenților, celor care sunt studenți. Asta a fost fixul nostru. Dacă există studenți care doresc să-ți adreseze întrebări, sunt liberi să o facă, e suficient să-mi semnalizeze într-un fel sau altul. Bună seara! Bună seara! Aș dori să vă adresez următoarea întrebare. Paul Stiegelbauer este numele meu, sunt student la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica Timișoara. Întrebarea mea ar fi legată de ce nu știe și ce nu vede publicul despre dumneavoastră, maestre, mai ales fiindcă am fost prezent într-un spectacol la Filarmonic acum ceva timp și eram foarte curios care sunt lucrurile mai departe de vizual și aparent din zona aceasta de spectacol. Mulțumesc! Deci ce nu se vede? Ce nu se vede? În primul rând... Mulțumim frumos! Da, mulțumesc de întrebare. În primul rând, sunt foarte multe elemente practice care trebuie făcute ca un concert să existe. Trebuie angajată o orchestră, trebuie stabilit un repertoriu, trebuie repetat acel repertoriu. O orchestră, practic, dau un exemplu în Franța, de exemplu, pentru concertul care l-am avut aseară, la Turul Eiffel de Bastille Day Concert. Am avut repetiții în prima zi de 4 ore, repetiții în care am repetat toată muzica, dar fără soliști. În care eu a trebuit să iau anumite decizii, neștiind exact ce vor să facă soliștii. Ei, de fapt, cu câteva ore înainte de prima repetiție, am aflat că Jonas Kaufmann a anulat. S-a îmbolnăvit, n-a putut să cânte. Până când a început repetiția, din echipa de conducere a orchestrei, am găsit pe Pene Pati, un tenorist extraordinar, care poate să vină să cânte. Bun, a terminat prima zi de repetiții, a doua zi de repetiții au venit toți soliștii și au cântat. Am făcut repetiții cu ei, au fost 6 ore de repetiție, că a luat mai mult timp. La sfârșitul repetiției am observat că Pene Pati n-a cântat plin în voce, adică s-a rezervat. Și l-am întrebat, zic eu, Pene, totul e ok? Te simți bine? Zice, da, zice, maestre, nu m-am trezit astăzi cum trebuie, dar totul va fi fără nicio problemă. Ei, eu după convorbirea care am avut-o, am luat telefonul, am sunat echipa și am spus, pregătiți-vă pentru un alt tenor, pentru că nu s-a simțit foarte bine la repetiție. A treia zi când am revenit... Nu-l ofensează foarte tare pe tenor? El n-a știut acest lucru. Pentru că asta e discuția internă. Zic, ceea ce nu se știe. La asta ne referim. Între timp, ceea ce am spus eu a fost adevărat. Am ajuns în a treia zi, care era repetiția generală și concertul, și la 7 dimineața sună telefonul, Pene Pati e bolnav, nu poate cânta, căutăm alt tenorist. Și atunci am spus, ok, suntem la 4 ore înainte de concert, nu mă interesează ce voce e, mai avem nevoie de un solist, că e tenorist, că e sopran. 4 ore? 4 ore înainte de repetiția generală. Și atunci am descoperit că Priti Yende, care e o sopranistă extraordinară, cu care noi înregistrasem ceva cu o seară înainte, complet diferit, nu pentru concert de Paris, e la Paris și vrea să vină să cânte. 4 ore, mai zic o dată. 4 ore înainte. Și am spus, ok, între timp, altcineva din echipă a descoperit că este un alt tenorist, dar care era în Elveția, acasă, care poate să ajungă la Malpensa, în Milan, la aeroport, la ora 2 și să ajungă până la ora 5. Noi terminăm repetiția la ora 6. Și decizia este, vine tenoristul sau nu, să putem, pentru că era un duet foarte important din Don Carlo, tema concertului era despre fraternitate. Și acest duet este despre doi frați.
cel mai important duet din tot concertul. Și cum să-l eliminăm chiar pe acesta? Și a spus, ok, să vină, neapărat să vină. Bun, s-a urcat în avion să vină, până când a ajuns, la repetiție era și Pretiende și acest tenorist nou care a venit, impresarul lui l-a convins să se suie în avion, spunându-i că va cânta și Nessun Dorma. Nu numai duetul Don Carlo. Că pentru duetul de Don Carlo, care e 3 minute, nu vii de la așa. Și Nessun Dorma e aria importantă. Noi n-am știut acest lucru. Eu, în timpul repetiției, dirijam repetiția, mai aveam 20 de minute până la sfârșitul repetiției, era ora 6:40 deja, când vine cineva din echipa mea pe scenă și spune, zice, îmi pare foarte rău, tenoristul nu va cânta duetul decât dacă facem și Nessun Dorma. Și am spus, noi avusese pregătit Nessun Dorma pentru Jonas Kaufmann, care a anulat, nu se mai, dar a rămas între partituri. Și atunci am spus, toată lumea, Nessun Dorma va fi numărul 2 în concert. Și Pretiende va fi numărul 3. Și concertul s-a mărit cu 5 minute. Pentru că între timp toate s-au întâmplat. Ei, altă problemă care fusese, la ora 4 când trebuia să înceapă repetiția, era prea mult soare. Și orchestra a spus, maestre, nu putem cânta. Zic eu, dacă aș putea să iau telefonul și să sting soarele puțin, zic eu, aș face. Dar n-am cum să... Știu eu câțiva care au senzația că pot asta. Da, da. Și atunci ei certându-se, era pe punct să se anuleze concertul. Pentru că muzicienii au spus, noi nu ne scoatem instrumentele în soare, să se topească instrumentele, pur și simplu. Și atunci a trebuit să iau o decizie de moment și acea repetiție importantă cu un tenorist nou, cu soprană nouă, cu repertoriu nou, am redus-o la o oră din 3 ore. Ei, nu cred că s-a observat acest lucru la concert. Deci toate aceste lucruri s-au întâmplat atât de repede și atât de tumultos, dar este un lucru normal pentru orice concert să se întâmple așa ceva. Și atunci trebuie toate lucrurile din spatele unui concert pentru a produce un concert sunt elemente enorme care fiecare concert... Mi-am dorit întotdeauna să fac un show de televiziune în care nu mai chiar viața reală, adică ceea ce se întâmplă într-adevăr într-o zi de concert, de la repetiția generală, mai ales la o operă, cred că ar fi un show extraordinar, fascinant pentru toată lumea. Bună idee, fabuloasă idee. Unii ar fi zis că dacă s-ar fi întâmplat în Italia situația asta, era suficient să ieși și șoferul să te duci la prima terasă. Sau exact. Cine dorește exact să... Exact. Dar mulțumesc frumos pentru întrebare, domnule student. Să mai veniți. Mulțumim foarte frumos. Dacă mai există întrebări, suntem... Bună seara, mă numesc Denisa Angheloni, sunt de la Facultatea de Electronică și Telecomunicații a Universității Politehnica Timișoara. Am observat că ceea ce faceți este mai mult decât un job și e o mare pasiune și voiam să vă întreb cum pot tinerii să își găsească pasiunile și să facă din aceste pasiuni o carieră. Mulțumim frumos! Mulțumesc! Da, într-un fel mi-e greu să răspund la acest lucru pentru că nu, chiar niciodată n-am fost pasionat de absolut nimic altceva decât muzică. Și cred că a avut de a face foarte mult cu faptul că muzica a fost lucrul care a existat cel mai mult în casa noastră. Părinții erau foarte dedicați muzicii, eu fiind și ultimul din cei 10 copii, tot ceea ce am văzut, toată lumea studia toată ziua. Cânta la instrument, studia, se cânta în continuu. Și atunci am rămas chiar foarte impresionat. Prima dată când am descoperit că nu toată lumea cântă la un instrument. Toți frații și surorile cântă la un instrument? Sigur. Cu toții au studiat muzica. Și... Ați cântat vreodată acum, la vârsta asta, la momentul ăsta, ați cântat cu toții? La un moment dat? Cântăm de fiecare dată când ne întâlnim, noi cântăm împreună, sigur. E limbajul nostru. Și am rămas foarte surprins prima dată când am descoperit că nu toată lumea cântă la vioară. Sau nu toată lumea cântă la instrument. Și mă miram, țin minte când vorbeam cu copiii din cartier, așa? Și le spuneam, do diez, fa, sol. Și ei se uitau la mine de parcă vorbeam altă limbă. Pentru că vorbeam altă limbă. Și atunci mi-e foarte greu, dar cred că ar trebui cu toții să...
ne uităm și să vedem, e adevărat, există un accent atât de important și o presiune atât de mare pentru a face ceea ce îți face viața mai ușoară în viitor. Uh-huh. Adică trebuie să merg la o școală care mă pregătește cu o diplomă, care să pot să fac destui bani, să trăiesc o viață confortabilă. Care sunt lucruri extraordinar de practice. Dar e și textul ăsta care e foarte înșelător. Fă ce-ți place, neapărat fă ce-ți place. Poate că lucru care îți place încă n-a apărut în viața ta. Poate n-ai descoperit lucrul ăsta. Cred că domnișoara studentă care a adresat întrebarea asta s-a gândit și la așa ceva. Cum faci să găsești pasiunea aia? Pentru că poate că drumul tău până acolo mai are. Eu aș spune că felul în care se descoperă acest lucru e exact cum am auzit odată vorbindu-se despre felul în care creierul nostru creează lucrul la care tot revenim. E ca un tractor care merge pe același drum. Și cu cât mergi mai mult pe el, cu atât se bătătorește mai mult. Dar e foarte important pentru noi toți, adică e foarte important chiar, să creiem drumuri noi în creier, experiențe noi. De aceea, dacă n-ați fost niciodată la un concert, vă invit la orice concert, nu contează. Dacă n-ați fost niciodată la operă, la teatru, la muzeu, e foarte important să deschidem aceste uși și să încercăm, să citim o carte despre care nu știm absolut nimic. Asta e, te rog, explică, pentru că spui des lucrul ăsta. Pasiunea pentru orice poate să aibă în muzică un uriaș ajutor. Pasiunea pentru orice. Pentru orice. Nu contează ce e cevaul acela. Pasiunea pentru muzică te ajută în cevaurile alea. Da, și spun direct pentru mine, pentru că e foarte adevărat. Când am fost la liceul de muzică în Timișoara, la liceul Ion Vidu, care e aici aproape, accentul nu s-a pus pe cultură generală atât de mare cât s-a pus pe muzică. Și pentru că cântam destul de bine la vioară, am primit un incentive, am primit o încurajare să mă axez numai pe muzică. Ei, când am ajuns la facultate, la universitate în Statele Unite, a trebuit să iau câteva cursuri de început și dintr-o dată am descoperit că îmi place fizica la nebunie. Și m-am dus și am luat cursuri în fizică. Am luat 4 ani de cursuri în fizică, numai ca să cunosc, pentru că mi-a plăcut atât de mult. Și să învăț despre univers, să învăț despre cum funcționează lucrurile în lume. Acest lucru, ei, dintr-o întâmplare, pentru că dacă stăteam în România, probabil că niciodată nu mă întâlneam cu cursuri universitare de fizică sau de matematică, că n-aș fi avut această șansă. Dar e important să ieșim din rutina în care intrăm, chiar de mici copii, intrăm într-o anumită rutină. Pentru că părinții ne vor defini viitorul într-un fel. Pentru că ei ne axează pe un anumit punct. Iar America e foarte diferit de Europa în educație. Pentru că în America nu te axezi pe absolut nimic. Majoritatea oamenilor care ajung la universitate nu își selectează un punct de interes încă până când nu termină universitatea. E foarte normal în America. Pe când în Europa, deja din clasa a 6-a, a 7-a, a 8-a, te axezi pe un anumit lucru, care natural este o influență pe care vine din partea părinților. În cazul meu a fost un lucru foarte fericit, că influența părinților s-a aliniat cu pasiunea mea. Nu știu dacă a fost o întâmplare sau pasiunea mea a fost de fapt ceea ce părinții au spus că va fi bine pentru mine. Nu știu acest lucru. Dar ce pot să încurajez pe toată lumea este să cunoască cât mai mult și atunci ceea ce iubiți cel mai mult va deveni foarte clar în viață. Cu niște ani în urmă, buni ani în urmă, când l-am avut pentru prima dată invitat la emisiunea pe care o realizez la Postul Public de Televiziune, pe maestru Marin Cazacu, am rămas de atunci cu niște cuvinte ale domniei sale, care nu m-au părăsit nici la ora asta, le folosesc de fiecare dată. A povestit că încerca să aducă în fața studenților de la conservator, la clasa de violoncel, pe cât posibil muzicieni români care au plecat în alte părți ale lumii și au trăit experiența de orchestră în alte părți ale lumii. Spunea maestru Cazacu că în felul ăsta încearcă să demonteze
obsesia pentru devenirea solistică cu orice preț și să remonteze plăcerea de a descoperi cântatul în grup. Pentru că toți românii care au plecat afară dădeau examene grele, luau cu brio examenele de măestrie și picau la examenele de cântat în orchestră. Și înțelegeau ce înseamnă să cânți împreună, pentru că de multe ori la noi se spune, mă trece un fior când mă gândesc la lucrul ăsta, am eșuat într-o orchestră simfonică. Sunt violonist, asta e viața, am eșuat într-o orchestră simfonică. E cumplit de trist să auzi lucrul ăsta. Cântatul împreună e un mare miracol, de fapt. Lucrul împreună e un mare miracol. Da, pentru că necesită într-o orchestră, pentru mine, o orchestră care nu are fiecare membru al orchestrei cu o individualitate extraordinară și cu o personalitate foarte bine definită, nu va crea o orchestră mai bună. Deci ideea faptului că atunci când intrăm într-o orchestră trebuie să eliminăm personalitatea noastră e o eroare extraordinar de mare. O orchestră necesită ca fiecare membru al orchestrei să prezinte o altă perspectivă. Și atunci se face de fapt un curcubeu întreg. Curcubeul nu se face cu o culoare. Se face cu... Bine, dacă am spus de fizică, acum ar trebui să mă corectez în ceea ce spun, dar mă înțelegeți ce zic, zic metaforic vorbind. Suntem și în spațiul politehnic. Așa, trebuie să am foarte mare grijă. Dar de aceea e foarte important ca fiecare punct, fiecare idee să fie foarte bine gândită. Și atunci devine și rolul dirijorului foarte interesant. Pentru că are de-a face cu 100 de oameni care sunt extraordinar de importanți, dar care au opinii diferite și atunci opinia mea trebuie să fie atât mai importantă în felul în care prezint argumentul compozitorului, încât toată lumea să îmbrățișeze acel argument. Și un lucru care l-am descoperit, când prezint argumentul compozitorului, nimeni nu mă contrazice pe scenă. Pentru că e foarte greu să spui nu, numai că a scris Beethoven forte, aia nu înseamnă că trebuie neapărat forte. Pentru că spun, dar vorbește cu Beethoven. Pentru că... Și atunci nu mai există un argument. Dar dacă spun, eu știu că a scris Beethoven forte, dar eu vreau să fac piano. Și mi-aduc aminte de o întâmplare extraordinară pe care am văzut-o live, deci eram la repetiție, cu un dirijor foarte renumit, care nu vreau să spun numele pentru că nu vreau să-l jignesc, și cu o orchestră extraordinară, cu un concert maestru foarte puternic. Și făceau un Don Juan de Strauss, de Richard Strauss. Richard Strauss e foarte dificil pentru orchestră. Fiecare instrument are de cântat ca un concert solo. Deci foarte, foarte dificil. Și dirijorul dirigează și se oprește la un anumit punct și spune, aici vă rog frumos, vreau să facem ralentando, adică să rărim puțin în acest pasaj. Și concertmaestru spune, zice, vă rog să mă scuzați, zice, dar Strauss nu a scris ralentando aici. Și el spune, știu, dar vă rog, mi-aș dori, dacă se poate, să facem puțin ralentando. Și concertmaestru se uită, întoarce pagina, se uită înapoi și spune, zice, dar Herr Dr. Strauss nu a spus să facem ralentando. Și dirijorul a spus, am înțeles, dar eu îmi doresc să facem puțin ralentando. Și concertmaestru s-a ridicat în picioare, s-a urcat pe bină, a făcut așa partitura și a spus, Herr Dr. Strauss nu a scris ralentando. Și dirijorul a spus, ok, nu facem ralentando. Pentru că a argumenta cu compozitorul e imposibil. De aceea, când devii avocatul compozitorului, nu există argumente. Dar dacă punctul de vedere al dirijorului nu era unul rău? Nu contează. Întotdeauna va fi criticat. Dirijorul, fiecare moment pe podium, e criticat. De ce nu-l contraziceau pe Celibidache când spunea trebuie să lăsăm tempo mai jos? Pentru că era un alt timp. Era o altă societate. Mm-hmm. Iar rolul unui dirijor era înțeles diferit.
dacă îmi permiteți, astăzi Celebii Deacă nu ar fi putut să facă carieră în același fel. Pentru că nu mai este acceptabil. Nici în teatru regizorul nu mai e același lucru. E adevărat. E adevărat. Domnule și domnilor, dirijorul Cristian Măcelaru. Vă mulțumim foarte, foarte frumos. A fost prima seară a întâlnirilor noastre cu români care fac lucruri excepționale și s-au mutat din cultura asta într-o altă cultură sau în mai multe culturi. Dacă v-a plăcut, mai veniți. Le mulțumesc foarte mult studenților. Vă mulțumim tuturor celor care sunteți prezenți în seara asta aici. A fost o mare emoție, dar mai avem încă 9 zile de emoții. Mulțumim foarte frumos. Noapte bună!